dus astăzi și am văzut la unii multă încrâncenare. Haideți să păstrăm toate aceste pasiuni și încrâncenare pentru noi acasă. Temă de meditație, unele răspunsuri vin de la sine. Sleep over, please. Mulțumesc invitațiilor noștri în această seară. Mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență. Ultima întrebare, da? De ce sunt de la SUR? Nu m-am prezentat foarte bine. Nu știu ce m-am emoționat și așa m-am prezentat. Asta e numărul meu de telefon. Nu găsesc cărțile de vizită. Nu, nu am. Pe cărțile mele de vizită scrie vicepreședinte și nu mai sunt vicepreședinte. Și de asta nu prea mai am. Și corect format în societate. Copilul care poate fi modelat în ca să poată fi la un individ ok celălalt. Întrebarea mea este, nu credeți că istoria religiilor și etica, pe de-o parte, o parte informațională și de altă parte, o parte practică, care pur și simplu învață omul, învață copilul și formează sistemul despre care se discută în teologie, sunt mai adecvate acestor timpuri, pentru că teologia, dacă să nu se ne gândim, are anumite incertitudini în ceea ce privește, are anumite lucruri în care putem da nu și de genere, are anumite lucruri în care discutăm despre cum putem să ne iubim aproapele și cum divinăm oamenii care au autoritate sexuală și care totuși vor să se spălească în fața lui Dumnezeu. Să vă spălească sexuală, acum că nu e păcat. Deci, nu știu de toleranță. Deci, de toleranță. Parte de religii au fiecare o poziție foarte clară despre asemenea. Oarecum ar fi acel, dacă erați atentă foarte la început, și vă rog să-și la fel de scurt, domnișoară. N-avem la îndemână de câteva milenii care ne-am civilizat, ne-am destruit, nu știu dacă am crezut în paradis sau venit mai mult. Totul este ca un manual să ne putem înțelege și să avem acces la ce înseamnă cultura omului, care este dominată în 5 milenii de un fapt religios care nu va dispărea. E perfect. Și la doilea rând, pentru BOR și pentru toate militanți, cereți-ne nouă istorice religiilor ajutor la nivelul manualelor până când nu vă veți că erau în limba. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Seamnă frumoasă!